noastră, Violeta Berbiu, actriță la rândul său și regizoare de studio, cea care a stat mereu lângă actorii noștri, astfel încât totul să decurgă bine, toate lucrurile, toate micile detalii care țin de poveste, de povestea radiofonică, să ajungă la cei care ascultă. Și alături de Violeta Berbiuc se află colega mea Irina Soare, tot de la Teatrul Național Radiofonic, împreună cu Dominica Ațundra, colegele noastre de la Teatrul Național Radiofonic, care în continuare dau viață poveștilor pentru cei care rămân lipiți cu inima de Radio România și de această carte, această poveste fără sfârșit a culturii care trece prin radio către întreaga țară, către toți românii, nu doar cei care ajung la Teatrul Ion Creangă sau la teatrele din marile orașe. Aceasta ar fi, cum să spun, una dintre temele pe care vi le voi lansa spre dezbatere, spre discuție. Faptul că în continuare oamenii vin în Târgul de Carte Gaudeamus, vin la standul editurii Casa Radio și întreabă de Teatrul Radiofonic pentru copii, de Teatrul Radiofonic pentru cei mari, de Noapte Bună Copii și își amintesc vocile actorilor pentru că le-au ascultat la radio și recunosc deseori chiar în târg, cum este cazul acum. Înseamnă că Radio România își îndeplinește o misiune importantă, aceea de a aduce lumină, de a aduce bucurie și în colțuri de țară unde nu există neapărat instituții de cultură. Eu însă îmi depun mărturie, sunt un copil al radioului, am crescut cu Teatrul Radiofonic și cred că și copiii de astăzi deja văd acolo niște prichindei, ascultă cu plăcere poveștile din care noi am dat doar un fragment. Am prezentat...